Moarte tragică pentru o bătrână de 87 de ani din raionul Florești. Femeia a murit după ce a căzut cu capul într-o căldare cu apă. Tragedia a avut loc pe 20 octombrie în localitatea Nicolaevca din raionul Florești. Cadavrul femeii a fost depistat pe prispa casei de către o vecină care a făcut apel la 112 și a anunțat poliția. La fața locului s-a deplasat grupa operativă din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești, dar și un medic legist. Victima, în vârstă de 87 de ani, a fost depistată pe pragul casei de către o vecină. Oamenii legii nu au depistat careva semne de moarte violentă asupra cadavrului. Femeia locuia de una singură și avea probleme cardiovasculare. Pe cadavrul victimei nu au fost găsite urme de moarte violentă. Potrivit poliției, femeia avea probleme cu inima. Pe cazul dat a fost deschisă o anchetă, în cadrul căreia se va stabili de la ce a survenit decesul.